Pula a devenit un lux. Kilogramul ajunge și la 4 lei, iar comercianții au găsit și explicații. A fost recolta slabă. Laura Călugăr este acum în piață. Laura, bună seara! Bună seara! În piețe, comercianții și-au făcut calculele strict. Pe lângă factura pe care trebuie să o achite agricultorilor, mai au de plătit și transportul, chiria pentru spațiul de vânzare, dar și ambalajele. Oricum, prețul cartofului nu se justifică, spun ei, astfel că cea mai mare durere a lor este faptul că li se plătesc sume mici, în timp ce investiția este destul de mare. În Reșița, de exemplu, cartoful se vinde cu prețul cuprins între 2,20 lei și 2,50 lei, în timp ce producătorul îi vinde cu 1 leu și 50 de bani. Anul acesta, prețul cartofului s-a majorat cu 17%, după ce în 2010 acesta aproape s-a dublat. Însă sămânțările de primăvară sunt abia la început. Anul ăsta, micii producători se roagă să fie vreme bună de cultivat. Subvențiile de anul trecut încă nu au ajuns la ei, iar pierderile atârnă greu. Din cauza ploilor, 20% s-a putrezit în pământ. Cam 1000 de tone nici n-am scos din pământ. A fost total putrezit. Recolta pe 2010 a fost cu 17% mai scăzută decât în 2009. Cele 700.000 de tone în minus din depozitele producătorilor au ridicat prețurile în hipermarketuri și în piețe. E de 4? Fără ceva mi-e 4. Mai pune sau mai luăm? Nu, nu mai lua, lăsați-i așa. Foarte scump. Foarte scump. Vă permite să cumpărați cartofi așa? Nu credeți că m-am uitat și uitați-vă cu ce plec, cu plasa goală, nu? Comerciantul totdeauna vrea să câștige mai mult decât producătorul. Noi vindem cu 1,50 plus TVA per kilogram și comercianții, dacă vând cu 4 lei sau și mai mult, asta nu e vina mea. Problema este că diferența și de 60% nu ajunge la țăran, cel care ar putea să cultive mai mult pentru un preț mai mic. Ajunge la comerciant. Din schemă ies păgubiți, evident, și consumatorii care au ajuns să cumpere cartofi scumpi și mai mult de import. Majoritatea sunt de import. Ei zic că sunt românești, dar să cunosc că sunt de import. Cartoful românesc, mai mic, dar mai ieftin și potrivit multor cumpărători, mai bun la gust. Cartoful din Austria, mai mare, mai frumos, mai scump și din ce în ce mai prezent pe tarabele de la noi din țară. Premierul Republicii Moldova, Vlad